14 persoane au fost reținute de CNA și procurorii anticorupție, fiind bănuite de implicare într-o schemă de corupție, prin care își asigurau venituri ilegale. Potrivit CNA, așa zisul plan simplifica procedura de obținere a actelor cadastrale din cadrul Agenției Servicii Publice, lucru care se făcea prin evitarea programărilor și nu doar. În vizorul autorităților sunt în total 38 de suspecți, brokeri imobiliari și ipotecari, persoane fizice și juridice și un fost agent imobiliar. Persoanele reținute au fost duse la audieri după ce ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat percheziții la 69 de adrese. CNA și procurorii anticorupție anunță că au cercetat câteva sute de episoade în care persoana bănuită de organizarea schemei ar fi facilitat eliberarea documentelor permisive pentru cumpărarea, vânzarea imobilelor, trecând peste procedura legală de programare prealabilă. Astfel, în schimbul unor sume de bani care ar fi ajuns la angajații ASP, eliberarea actelor se făcea fără prezența proprietarilor și fără procuri de la aceștia. Printre solicitanții documentelor se numărau persoane fizice, juridice și agenți cadastrali, vizați în ancheta penală de rând cu angajații Agenției Servicii Publice. Acțiunile de urmărire penală au început în această dimineață la domiciliile, în birourile de serviciu și în automobilele persoanelor vizate în acest dosar. La ASP am intrat la ora 8, atunci când începe ziua de lucru. La această etapă sunt 13 persoane reținute deja, dar urmează să mai muncim în această direcție pentru că au fost documentate mult mai multe persoane. La scurt timp după verificări, CNA a publicat și stenograma discuțiilor dintre angajații ASP percheziționați și reținuți pentru corupție cu acte cadastrale. În imaginile video sunt pronunțate sume de bani ce ar fi trebuit transmise unui registrator pentru serviciile prestate. Registratorul e 4.200 și mie 1.800. Variantele astea, e vine, ne achită, ne știpă în 10-500 de lei, de ce aia n-a să ajungă la registrator, eu și eu pun tarifele astea. Potrivit CNA, pentru înregistrarea unui contract sau pentru a obține extrasul din registrul bunurilor imobile, se cereau sume mai mari în comparație cu cele oficiale. Din banii obținuți, organizatorul plătea taxa de stat, corupea funcționarii și încasa comisionul. Apelați de noi, reprezentanții conducerii Agenției Serviciilor Publice nu ne-au răspuns la telefon, dar au anunțat într-o reacție oficială că se află în comunicare cu CNA și Procuratura Anticorupție și acordă tot suportul pentru stabilirea persoanelor vinovate. Totodată, agenția spune că își dorește ca acest dosar de rând cu celelalte pornite de organele Procuraturii și CNA pe abuzurile și faptele de corupție de la ASP să ajungă în instanța de judecată. Cele 69 de percheziții au vizat birourile de serviciu, domiciliile și automobilele a 38 de persoane. Suspecții reținuți riscă până la 10 ani de pușcărie și amenzi penale.